seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Astăzi avem o temă ceva mai specială, o temă care ne duce cumva cu gândul către partea frumoasă a lucrurilor. Vorbim despre activități care vin să ne bucure și să ne dezvolte din punct de vedere cultural și din punct de vedere al stării de spirit, o componentă importantă. Ați văzut cât de bine este momentul în care ne începem ziua cu muzica. Discutăm așadar despre activitățile desfășurate la Departamentul de Arte din cadrul Universității din Craiova. Alături de noi, doamna conferențiar universitar dr. Elmira Sebat. Vă mulțumesc, doamna profesor. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, doamna Ivona Stănculeasa, consultant artistic opera română și profesor asociat la același departament al Universității din Craiova. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Așa cum spuneam, muzica o parte specială a fiecăruia dintre noi. Muzica care ne aduce în stare și ne scoate din stări. Cred că, dacă îmi dați voie să vă propun un exercițiu de imaginație, imaginați-vă ce ar fi dacă ar fi interzisă muzica și dacă n-am mai avea voie nici să ascultăm și nici să cântăm. Și poate că în acel moment ne-am dat seama ce parte importantă din viața noastră ocupă muzica. Lucru pe care poate uneori nici nu-l conștientizăm. Dar pe care o căutăm. Muzica o căutăm indiferent de stare. Instinctual. Cred că o avem. E o muzică, se vorbește despre o energie universală și până la urmă muzica este o formă de energie, așa că este în noi și o căutăm și cred că e firesc acest demers. Este o formă de energie care ne aduce cumva pe toate treptele. Sunt culturi în care se vorbește despre vibrațiile muzicale care reușesc să ne crească și din punct de vedere energetic. Așa este și dacă vorbeați despre energie, mă gândeam așa cum s-a întâmplat și cum, iată, orașul nostru are de ceva timp un departament de arte. Sunt mulți craioveni care încă nu știu că există acest conservator în Craiova și cred că aceeași energie de care vorbeam a făcut ca, iată, Elmira Sebat să vină în Craiova. A fost invitată aici, tocmai din perspectiva aceasta a unei cariere pedagogice universitare. Elmira Sebat vine de la Universitatea de Muzică din București, cu o experiență extraordinară în spate. Avem nevoie de astfel de oameni. Și numele ei cu sonoritatea aceasta exotică, Sebat, dăm voie să punctez. Da, chiar aș dori să încep cu această observație subiectivă. S-au împlinit în decembrie 6 ani de când am sosit în Craiova de la București. Cum de s-a întâmplat asta? Că de regulă, din păcate, se pleacă din provincie către capitală. A fost un impuls venit din partea unui fost student, actualul manager al Operei Române Craiova, Antoniu Zanfir, care și-a dorit foarte mult ca eu să mă alătur echipei de aici și care m-a ajutat foarte mult în acest sens. M-am mutat în decembrie 2012 și aș putea să rezum acești 6 ani ca desfășurându-se sub semnul magiei, pentru că de când am sosit aici, în primul rând am întâlnit nenumărați oameni extraordinari care mi-au venit în întâmpinare, care m-au ajutat într-un mod foarte spontan să duc la capăt niște proiecte sau dimpotrivă mi-au propus proiecte noi și cu care am avut ca numitor comun entuziasmul și o abordare extrem de creativă. Apoi am întâlnit studenți extrem de deschiși la minte și la suflet și încet, încet, nici nu știu când, ne-am trezit că formăm o mare familie de artiști în care ideile circulă liber, se întorc îmbogățite, deci e așa o emulație, e mai mult decât învățământul clasic, să zic, predare și asimilare și așa mai departe. Și în ultimul rând, ne-au fost puse la dispoziție niște spații extraordinare, pentru că este adevărat, avem și stările clasice de studiu, cu pian, cu bănguțe și așa mai departe, dar în primul rând ele sunt foarte căutate de către instrumentiști, adică e destul de aglomerat acea zonă și noi am găsit de-a lungul timpului spații, de exemplu, la Biblioteca Aman, timp de 2 ani. Anul acesta, aproape toate cursurile le ținem la Casa de Cultură Traian Demetrescu, în Galeria Volar, unde tot timpul sunt expuse tablouri și unde este lumină și
spațiu pentru regie. În spații artistice dedicate. Da, da, iată. Da. Chiar contează lucrurile astea foarte mult. De asemenea, aula Mihai I a Universității din Craiova, care de asemenea este un spațiu extraordinar cu vitralii și... Iar pentru craiovenii care au terminat la Universitatea din Craiova cu ceva ani în urmă, poate că ar trebui să meargă și să vadă, să reviziteze sala albastră, cum era aia denumită, da, a Universității din Craiova, care arată într-o totul și cu așa totul este, da, mare fel. Doamna profesor, și imediat o să vă dau voie să vorbiți, aș vrea să vă întreb însă și de greutățile unui astfel de departament, pentru că presupune și o infrastructură deosebită cu care trebuie să se vină. Ați venit, iată, și ați pus la începuturi, totuși, nu vorbim de un departament care să aibă neapărat decenii în urmă. Vorbim de un departament la început. Da, cam 15 ani, să spunem, da. Pentru noi, pentru secția noastră, de fapt, pentru interpretarea muzicală, cele mai importante sunt instrumentele. Și în ultimul timp chiar au fost achiziționate multe pianine, dar de asemenea am căutat spații unde deja există pianine. Altfel, legat de alte aspecte, birouri și alte lucruri, nu prea sunt în măsură să vă răspund. Cumva, faptul că suntem la început de drum, totuși 15 ani, nu ne putem compara cu tradiția unor universități. Și chiar făceam o comparație personală, așa, vorbind cu Elmira, și eu am absolvit Universitatea de Muzică din București, dar trebuie să mărturisesc că acea perioadă de studenție nu este una dintre cele mai fericite și nu mi-o amintesc așa cu mare plăcere. Mi-amintesc ca pe o perioadă extrem de dificilă în care trebuia să mă zbat să găsesc o sală pentru studiu, în care cerințele, exigențele erau extraordinare, fiecare examen era încă un obstacol de depășit, totul se făcea, era o luptă permanentă pentru supraviețuire, simțeai că ești singur, simțeai că ești cumva vânat, că nu ți se oferă neapărat un ajutor, nu se urmărește să fi încurajat, și mai mult erau vânate greșelile. Din păcate, hibele învățământului românesc, pe toate palierele sale, de la gimnaziu către preuniversitar. Și era un soi de competiție pe care încercam să o înțeleg, cine cu cine se luptă și pentru ce. Pentru că, până la urmă, în momentul în care urmezi această cale vocațională, da? Se presupune că motorul, energia care te pune în mișcare, este o pasiune pentru muzică, o pasiune pentru frumos, pentru ceva care ajunge până la urmă în fața publicului și trebuie să miște publicul. Apoi, mie mi-a fost foarte greu să înțeleg cum poți să devii un artist complet, un artist împlinit, care să poată răspândi această energie benefică și acest frumos în jurul lui, dacă în jurul tău sunt oameni care mereu stau și aia nu e bine, dar aia n-a fost așa, dar aia nu așa. Că în momentul acela simți așa niște lanțuri care... Și cum depășești acest obstacol? Mă gândeam să vă pun această întrebare, că de regulă când ne referim la artiști, sau noi, cei din afară, când ne gândim la latura artistică, ne imaginăm niște oameni foarte... nu știu, cu un stil ludic, dacă mi-e permis să spun, da, așa, trebuie, foarte dezvoltat. Foarte important. Și cred că marele nostru atu, în momentul de față, este atmosfera extrem de relaxată în care se lucrează și este foarte important, chiar după un concert, când analizăm, întotdeauna prefer să subliniem câștigurile. Deci ce a fost bine? Pentru că la acel puțin bine se va adăuga în timp. Noi oricum trebuie să fim ușor vizionari ca pedagogi. Deci noi trebuie să construim un arc mai departe, nu pentru mâine. Că mâine s-ar putea să nu fie pregătit studentul să dea ceea ce noi cerem. Și dacă noi gândim peste un an sau peste doi ani, atunci, în mod cert, vom aprecia fiecare mic câștig, fiecare pas înainte, care nu se va pierde. În momentul în care vii și subliniezi ceea ce nu s-a făcut, este foarte greu să construiești mai departe. Așa cred. Da, și am observat că funcționează lucrul ăsta. Exact, dimensiunea psihologică e atât de importantă în cel puțin în acest domeniu. Vă dau un exemplu.
știți, la început de concert, când toată lumea, toată orchestra se acordează, concertmaestrul se ridică și face acordajul, da? Și fiecare instrument trebuie să intoneze nota, da? De regulă, noi cei din public tremurăm de emoții și mă gândeam de multe ori cum este să fie acolo sus, dacă noi în public suntem foarte... Da, este un soi de tensiune, este un soi de așteptare. Acel concertmaestru care cere instrumentelor pe rând să intoneze nota la, dau un exemplu, este cel care controlează intonația, care poate să facă un semn mai sus, mai jos, mai depinde, fiecare instrument are această posibilitate de a regla intonația. Este o comunicare criptată pentru absolut, noi cei mai mulți. Absolut, absolut. Dar până la urmă e nevoie de o ureche, cea a concertmaestrului, care să unifice sunetul orchestrei, ca tot să fie acordați, pentru că atunci când vor cânta acel la, să sune... Bun, astea sunt date, să zicem, mai mult tehnice, dar... În momentul în care acel concertmaestru face semnul așa sau mai așa și instrumentistul știe ce ajustări să facă, informația nu are un caracter personal. Adică acel oboist nu se simte jignit pentru că concertmaestrul i-a făcut semnul că vezi că e un pic mai și trebuie mai așa. El înțelege că trebuie să sună la fel ca flautul, la fel ca, și înțelege autoritatea concertmaestrului. În momentul în care un dirijor vine și îi face un semnul de așa sau așa, unui solist vocal, al cărui instrument nu are aceste posibilități tehnice să... În momentul acela, dacă solistul respectiv nu este o persoană extrem de sigură pe sine, cu un... care să fie avut parte de o educație solidă și care să fie avut parte de profesori care să-l încurajeze și care să-i spună să nu-ți fie teamă că la un moment dat va fi fals, e posibil să te inducă în eroare un anumit instrument sau sunetul sării care diferă, sonoritatea, sunt atâția factori. În momentul în care vine un dirijor și face semnul acesta unui solist și el nu este bine pregătit, poate fi devastator. Nu este bine pregătit din punct de vedere emoțional, psihologic. Deci, dirijorul respectiv nu îl jignește în momentul în care îi face această observație. E datoria lui, de asemenea, să atragă atenția. O constatare obiectivă până la urmă. Absolut! Nu e ok. Ceva e fals și face această observație. Dacă tu nu ai fost bine pregătit, nu ai avut parte de acest coaching, să zicem până la urmă, psihologic, care să-ți dea încredere în tine, să înțelegi și rolul tău și rolul dirijorului și că nimeni nu e acolo să-ți facă ție rău sau să-ți urmărească... Să vâneze greșelile, exact. Da. Foarte complex, pentru că de foarte multe ori cei mai mulți dintre noi ne gândim că oamenii respectivi au niște inclinații native foarte bune și cam asta. Da, din păcate, în orice domeniu. Vorbim de disciplină, așa. Vorbim de o întreagă cultură în dezvoltarea unui artist. Sigur că poate este preferabil să existe și datele native, dar pe lângă acestea se construiește atât de mult. Dar se poate în afara datelor native? Da, un solist care nu are un auz muzical sau, nu știu, popular, cum denumim noi, este afon, poate să reușească să performeze într-o asemenea profesie? Eu personal nu cred că există persoane afone. Da. Nici eu nu cred în acest termen. Este ceva care ține tot de disciplină, de exercițiu. Eu am avut colegi, vă dau un exemplu, care reușiseră la preșcolar, cum era înainte, și care erau considerați incompatibili cu ideea de a face un liceu de muzică și care au stat cu diapazonul timp de un an cu acel la. În urechi. Da, în urechi. Și tot repetând acel sunet, au căpătat chiar auz absolut. Adică au intrat în clasa întâia mult peste cei care au venit cu o natură aparent spectaculoasă. Chestie care ține și de exercițiu. Deci auzul absolut se poate învăța prin exersarea. Da. Gândiți-vă și la câinii lui Pavlov, nu? Până la urmă, despre asta e vorba. Care ar trebui să fie? Pentru că acum cred că foarte mulți tineri stau și se gândesc, dar eu și imaginau, deși le-ar fi plăcut o astfel de profesie, și imaginau că n-au o ureche muzicală, li s-a spus acest lucru și nici nu le-a trecut prin gând că ar putea, deși și-ar dori, ar avea o dorință interioară să urmeze o astfel de profesie. Depinde despre foarte ce mult. Vârstă vorbim, în primul rând. Până la ce vârstă se poate antrena astfel încât să putem să ajungem să avem aptitudini în zona aceasta? Eu nu cred că există o vârstă maximă la care depinde
dacă e vorba de o pasiune, dacă e vorba de o dorință pe care nu mai poți să o ascunzi, atunci eu i-aș încuraja să-și urmeze visul. Nu există opreliști. Orice ți-ai dori în viață, poți să faci. Așa că, nu știu, dacă visul cuiva este să poată descifra o partitură, să aibă liniștea aceea ca în intimitate, să cânte la un instrument și, până la urmă, cine cântă nu se simte niciodată singur. Asta pot să vă spun, că atâta timp cât știi să cânți la un instrument și poți să faci chestia asta, nu, niciodată nu o să... Mereu vei avea un prieten alături. Și asta cred că e foarte important. Nu știu, cel puțin pentru mine așa funcționează. Așadar, vești bună și pentru cei care aveam impresia că, absolut, că n-am putea niciodată să cântăm sau să dansăm foarte bine nu din cauza există, faptului că nu avem aceste ingrediente. Poți să înveți o limbă străină până la o anumită vârstă? Eu cred nu că cred. Sunt limitele pe care ni le punem noi și anumite blocaje care provin probabil tot pe fond psihologic din copilărie. Deci nu cred că din există păcate, limite. Comportamentul învățat are atât de multă influență asupra noastră și tindem de multe ori să-l luăm ca ceva pe care nu-l putem depăși. Cred că ar fi mai bine să ne gândim că noi ne putem programa, suntem programatori și nu programe. Și atunci dacă ne luăm... Foarte interesant spus, practic. Și veniți cumva cu alte teorii decât cele cu care suntem obișnuiți în învățământ. Da, învățământul nostru într-adevăr are niște hibe, dar totul pornește de la oameni. Ai libertatea și de a-ți crea cursul și de a-ți conduce ora de curs așa cum... Da, în funcție de propriul credo până la urmă, așa ar trebui să fie. Și dacă studentul simte implicarea ta totală, atunci și el vine cu implicare totală. Nu poți să-i ceri unui student să fie dedicat și pasionat cât timp tu, ca profesor, nu aduci pasiunea asta. Cu cât creăm noi mai multe limite, cu atât nu le putem cere lor să fie liberi. În moment ce noi creăm jaloane și exact. Punem etichete, așa nu, așa nu, așa nu. Și cum se lucrează? Că de multe ori s-a vorbit din punct de vedere didactic cu a stabili niște limite, niște praguri peste care nu avem voie să trecem în relația profesor-elev, profesor-student, în cazul nostru. Bine, acea teamă că ni se urcă studentul în cap cu expresia binecunoscută. Acestea sunt lucruri care țin de bun simț, de respect. Eu niciodată nu m-am temut că voi fi în pericol să... Nu cred. Nu mi s-a întâmplat ca cineva să... Efectiv este ca în familie, deci nu cred că un părinte care are autoritate reală se va trezi în situația, nu știu, de a avea surprize neplăcute cu copilul. Pentru că exact, dacă există spiritul ludic și sunt atâtea resorturi pe care le putem utiliza. Într-adevăr, nu e ușor. Da, nu e ușor. Adică... Nu este... Dar este o provocare, până da, la urmă. Absolut. E o aventură. O aventură permanentă. Probabil că e mai simplu să... Și, din nou, e această caracteristică a învățământului vocațional. Sau, deși, dacă stau să mă gândesc, până la urmă, muzicii... Vedeți, pictorul are intimitatea atelierului. Odată ce a terminat desenul, tabloul, schița, ce avea el, munca lui se încheie. Deja opera nu-i mai aparține, este a publicului. Felul în care publicul va recepta acea creație deja nu mai ține de el, de influența lui. La noi nu e așa. La noi, tu, interpretul, ești partea creației. Și de asta cred eu că e atât de importantă componenta psihologică. Dacă tu nu ai capacitatea de a transmite această creație, de a transmite publicului bucuria descoperirii prin orele de studiu, când ai stat și ai analizat fiecare interval, fiecare măsură, fiecare... Și apoi vii în fața publicului să-i spui uite ce minune, poate, zic cu ghilimelele de rigoare, poți să ai alte revelații, dar până la urmă tu ești un... Tu faci parte din creație. Nu poți separa. Da, și un alt factor important din punctul meu de vedere este acela că trebuie să ne acceptăm etapele de evoluție. Adică
În momentul în care studenții ies, să zicem, în luna februarie, într-un concert, nu se vor prezenta ca în luna august. Adică noi, ca profesori, trebuie să știm că e nevoie de timp pentru tot. Și atunci ei, în februarie, se vor prezenta, vor face un progres micuț, să spunem, de care ne vom bucura, se vor bucura și ei, pentru că nu are rost să ne înșirăm frustrări, dar pregătim pentru luna august următorul salt. Deci este work in progress, adică niciodată nu este Nu ca se la un încheie, da. tablou, să spunem, este gata, îl dau lumii în acest stadiu finit. Și cred că de fiecare dată suferă transformări, pentru că același Da, cântat și că... asta e fascinant până la Da, urmă. absolut. Și mai este fascinant că lucrând cu sufletul uman, niciodată nu știu unde va ajunge un student. Adică mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am surprize uriașe. Deci să nu pot să anticipez un salt pe care îl vor face studenții. Pentru că lucrez cu natura umană și contează foarte mult ce e interiorul fiecăruia, cât de deschis este, cât de... Partea de teorie muzicală, de studiu propriu-zis, cât cântărește în această ecuație a succesului, pentru că asta își dorește și studenții dumneavoastră, să ajungă artiști pe cele mai mari scene. Cu cât este mai solidă, cu Ca cât o se mai... fundație. Da, este o fundație care chiar face diferența. Nu poți să ajungi să construiești un zgârie nou fără fundație. Cu cât fundația e mai solidă, cu atât te poți înălța mai Dar și mult. aceste lucruri pot fi consolidate în paralel cu Da. cântul, deci nu este, să spunem că nu există șanse. Din nou, nu e o piedică. Adică trebuie totul tratat cu acea seriozitate Da, și în primul rând necesară. trebuie să identificăm problemele. De multe ori le-am spus, poziția struțului, atitudinea struțului nu este, niciodată nu este soluția. Unde sunt probleme și unde putem să mai îmbogățim, să Exact. adăugăm? Bine, asta presupune o oarecare diminuare a unor orgolii și care în lumea artistică de obicei sunt ridicate. Probabil că orgoliul este așa direct proporțional și cu frica, din punctul meu de vedere. Când ți-e teamă, atunci ai tendința să exacerbezi acest orgoliu. În momentul în care capeți încredere în tine și faci pace cu tine, atunci nu prea mai ai de ce să ai vanități așa gratuite. În grupul nostru nu ne prea ciocnim de orgolii. Nu, și să știți că singur nu ai șanse să faci nimic. Absolut, nici Nici în măcar ca viață, solist. ca E nimic. tot timpul o Nu. armonie. Întotdeauna Cine ești parte crede, dintr-un da, tot. cine crede că singur face un spectacol sau face... Nu există așa ceva. Orchestra, uitați-vă la tot ce înseamnă muzică, totul se E coagulează. ca o ecuație, practic, în care fiecare știe rolul, se redescoperă, se Este evidențiază unii viață. pe În alții. viață nimic Și nu e un este... fluid care Da. circulă de la unul la altul. Celulele nu există singure. Ele doar în grup, ele doar unindu-se, ele doar căutându-se una pe cealaltă, pot să creeze un organism. Dar mă gândeam câtă atenție, apropo, lucruri care țin de cealaltă emisferă a creierului, de aceea rațională, gândită, câtă atenție presupune, atenție distributivă chiar, Să ca știți să că putem să muzica, ne studiul muzicii, este cel mai armonizăm. sigur leac împotriva Alzheimerului. Asta așa, dacă trecem Nu s-a pentru o întâmplat viață caz, fără da? Alzheimer, studiați muzica. Da. Pentru că este, într-adevăr, folosește întreg ambele emisfere și tot creierul, mă rog. Pune toate mecanismele în mișcare. Numai cum. Departamentul de arte ne-a, nu știu, ne-a tot răsfățat, a spune, atât pe cei din sistemul universitar, dar și comunitatea în general, prin fel de fel de proiecte prin care studenții și cadrele didactice au venit în rândul nostru. Mi-amintesc de Ziua Culturii Naționale, un eveniment deosebit care a fost găzduit de Muzeul de Arte, dacă nu mă înșel. Exact. Și avem acolo un sprijin extraordinar în fiecare an în sala de la Muzeul de Artă. Susținem un recital și diverse teme. Cred că cel Eminescu e... Eminescu. Da, au fost și două pe an. Am avut și în vară, Exact, de exact. câteva ori. De câte ori Și mi-am e dorit. păcat, atâta timp cât există deschiderea aceasta. Mai avem și alte locații în care am cântat.
Da, întotdeauna am avut senzația, de câte ori am rugat ceva, lumea mi-a venit în întâmpinare. De orice aș fi avut nevoie. Dimpotrivă, au luat naștere alte idei, alte propuneri, deci a fost așa o emulație fantastică. Nu știu dacă ultimul proiect desfășurat e cel de Ziua Culturii Naționale, dar mă raportez la acesta pentru că a fost unul deosebit prin împletirea celor două teme esențiale. Iubirea și muzica. Da, așa este. Ultimul chiar a fost la Muzeul de Artă în ianuarie și a mai fost o premieră pentru că am încercat să includem și studenți de la teatru. Și am avut, practic, așa, un sincretism. Încercăm ușor, ușor să aducem cât mai multe... De fapt, de ce nu, departamentul de arte, muzică și teatru. Și chiar a fost o ilustrare perfectă, așa, și o atmosferă specială. Departamente complementare. Exact. Mulți dintre acești studenți se vor regăsi mai apoi profesional în diverse tipuri de proiecte. Cred că se pot inspira reciproc. Studenții de la muzică, cei de la teatru, n-are cum să... Sigur se influențează și sigur se pot inspira. Și într-adevăr, poezia mineșciană și cântată și rostită a fost chiar un eveniment frumos. Da, și oricum, din punctul meu de vedere, cam tot ce am făcut noi, concertele pe care le-am adus în fața publicului, nu au fost doar... muzicale, adică întotdeauna a existat un fir conducător și o poveste. Și cred că am avut chiar o poveste în prima audiție, ar merita să amintim această în prima audiție absolută, o lucrare scrisă chiar pentru studenții de-ai noștri. Cea de acum din ianuarie. Din ianuarie, da. Elmira poate să vă spună un mai multe. Un duet al lui Eugen Petre Sandu. Da. Tot pe versuri de Eminescu. Dar de data asta chiar a fost laboratorul de creație, au participat și studenții alături de noi. Da, m-am consultat și compozitorul, chiar a fost palpitant. Deja trecem în altă zonă și se pare că nu există limite. Pentru că și un cântăreț când iese pe scenă, și e bine să învețe de acum studenții lucrul acesta, ies dintr-un prea plin sufletesc. Nu vin să arate ca ca o voce extraordinară, că sunt frumoși, minunați, talentați. Vin să împărtășească ceva în fața publicului. Și întotdeauna vii cu o poveste, că e mai scurtă, că e mai lungă. E o poveste care are un parcurs. Și de asta de multe ori simțim parcă diferențe. La același solist, același fragment interpretat, dar parcă altă emoție. Da, exact. Trăirea, gândul interior fac diferența. Așa ar trebui, vrem să credem. Da, da. Suntem cumva luna ianuarie, februarie, sunt luni dificile pentru studenți în general. E perioada examenelor. Cum este un examen la Facultatea de Muzică? Vă întreb pe dumneavoastră ca și cadre didactice, urmând ca mai apoi să ne întâlnim și cu un student al Facultății de Litere, respectiv Departamentul de Artă. Cred că examenul este acel moment în care culegi așa roade pentru că ai studiat repertoriul respectiv pe parcursul unui semestru, ai încercat să decodifici acolo semnele acelea, hieroglifele pentru cei care nu cunosc notația muzicală și ai încercat să le dai un sens. Bineînțeles că acea lucrare poate avea interpretări diferite și poți să asculți nu știu ce variantă cu un interpret de consacrat și de valoare, dar asta nu înseamnă nimic. În ziua examenului, tu, student, arăți ceea ce ai reușit să înveți. Iar profesorul, cred eu, că ar trebui să noteze progresul făcut de acel student. Nu raportat la o valoare... abstractă. Față de el însuși. Exact. Față de el însuși. Nu ești în competiție decât cu tine. Nu ești în competiție cu celălalt, cu... Nu, decât cu tine. Și dacă ai reușit față de începutul... Deci, în cele 3 luni, dacă ai reușit un progres, atunci eu, ca profesor, sunt mulțumită și pentru asta lucrăm. Având în vedere că dăm foarte multe concerte și înainte și după sesiune, eu personal nu văd o diferență foarte mare între examen și concert. Da. Deci...
Cam este așa. un produs în stare finită pe care studentul aduce în fața comisiei sau publicului. Bine, interesant este să aflăm răspunsuri de la studenți. Exact. Și le propunem acesta celor... este punctul nostru de vedere. Și le propunem celor de acasă acest lucru. Vom lua o pauză, ne despărțim de doamna profesor Ivona Stănculeasa, doamna profesor pe care, cu care ne putem vedea la Opera Română sau cu care Sigur. Ne putem vedea, de ce nu, la Departamentul de Arte Sigur. Pentru cei care își doresc Da. Sau au aspirații în acest domeniu, sunt convinsă că găsesc o ușă deschisă pentru consiliere și de ce nu din vară poate să devă devină student. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Noi ne întoarcem după o scurtă pauză. Alimentația a devenit în zilele noastre una dintre cele mai mari provocări. Noi îți spunem părerea specialiștilor și te informăm ce trebuie să faci pentru un stil de viață sănătos. Natural 100% este despre viață, sănătate și stare de bine. Revenit după pauză, suntem în continuare alături de doamna Elmira Sebat, conferențiar universitar doctor la Departamentul de Arte din cadrul Universității din Craiova și ni s-a alăturat și domnul Ștefan Vancea, student anul de 3, dacă nu mă înșel, la interpretare muzicală din cadrul Departamentului de Arte Universitatea din Craiova. Îți mulțumesc, Ștefan, și ție că ne ești alături și mulțumim și doamnei profesor că iată, a adus și partea studențească. Înainte de pauză vorbeam de sesiune. Sesiunea acea perioadă din viața multora dintre noi care cumva ne dă încă emoții și acum, la mulți ani după ce am terminat. Bună ziua și bine v-am găsit. Vreau să vă mulțumim pentru invitație. Fiindcă vorbeam de sesiune, nu știu, pentru noi, studenții de la interpretare muzicală, mai ales pentru mine, canto, această sesiune nu înseamnă neapărat un examen bătut în cuie. Practic, noi strângem roadele spectacolelor noastre pe parcursul timpului și oarecum acolo nici nu simțim că e ca un examen. Adică, practic, e un spectacol al nostru în fața oamenilor. Cam așa înseamnă pentru mine, cel puțin, un examen sau perioada de sesiune muzicală. Deci nu e un lucru foarte greu pentru noi, cei care facem muzică. Ștefan, aș vrea să te întreb cum te-ai decis să mergi la muzică, că iarăși așa un mit pentru noi general, pentru că am tot făcut referire la acesta, este cel conform căruia artiștii, cei care ajung artiști, au avut așa o pasiune de mici, de la 2-3 anișori deja și-au descoperit și părinții au văzut și au zis, uite, îl fac artist. Așa este sau ai descoperit mult mai târziu? E o poveste oarecum lungă, deoarece nu am pornit de mic cu muzica. A fost așa, mai mult o pasiune descoperită pe parcursul drumului. Eu am terminat școala gimnazială la 50 de kilometri de Craiova, în localitatea Caraula. Acolo mi-a plăcut foarte mult româna, nici de cum n-aveam înclinații muzicale, dar pe parcurs am descoperit că încercam să imit diferite voci, auzeam diferite voci la radio, diferite piese muzicale. Am văzut că mi iese foarte bine acest lucru și am zis să încerc. Am optat pentru liceul de arte Marin Sorescu din Craiova
Și vreau să vă spun că prima piesă pe care am cântat-o în acel examen de admitere a fost Ciobănaș cu 300 de oi. Dar am cântat foarte bine acea piesă și a fost un succes, ce să vă zic. Și atunci am descoperit și am aprofundat cu timpul tot ceea ce înseamnă noțiuni muzicale pentru mine. Apoi s-a transformat într-o pasiune, care fierbe și în momentul ăsta. Și cred că muzica o clasez eu pe primul loc în viața mea. La ce cânti? Pentru că mă uitam la mâinile tale și par din zona instrumentelor cu coarde. Da, după cum ați observat, am unghii. Mă folosesc de ele pentru chitară. Chitară am început-o tot la liceu, dar la liceu am fost pe secția canto. Dar chitara a fost ca un plan secundar. A fost un hobby, dar am pornit la fel, de la fundația acestui instrument și l-am aprofundat pe parcurs. Am început de la chitară clasică, apoi, în prezent, reușesc să îmbin destul de bine vocea cu chitara și cred că n-aș putea să mă mai despart de acest instrument. E foarte Doamna drept. Profesor, asta voiam să vă întreb. Cât de mult ajută un interpret, iată, să vină și cu cunoașterea unui instrument foarte bine? Ajută enorm și acum aș vrea să vă povestesc cum s-a întâmplat ca apariția un pic tardivă a lui Ștefan Vancea la cursuri să determine un moment de răscruce chiar în... Un pic tardivă? Chiulei, Ștefan? Vă povestește el după aceea, vă spun punctul meu de vedere. E o poveste lungă la început. A apărut pe la sfârșitul lui noiembrie în loc de începutul lui octombrie. Nu mai țin minte dacă din prima oră a venit cu chitara, dar în orice caz când s-a întâmplat asta... Pentru mine a fost o revelație, pentru că el, de fapt, era pur și simplu sudat cu chitară. Deci voce, chitară era o naturalețe a discursului muzical fantastică. Și atunci, din acel moment, cursul meu de canto operetă musical, care deja se deschisese și spre canțonetele italienești, spre șansoneta franțuzească, spre romanțele românești, a început să se ducă și spre muzica pop și spre muzica de jazz. Deci a devenit chiar laborator de creație. Ștefan, practic, a venit și a lipit. Da, a venit cu altă energie, în primul rând, cu o libertate interioară fantastică. Din fericire a venit și cu un prieten foarte bun, cu Samuel Guiu, care este studentul Ivonei Stănculeasa la pian și care... are o ușurință fantastică spre improvizație. Și atunci și Sami ne-a ajutat foarte mult, a început să acompanieze diversi studenți. Deci apariția lor la curs a însemnat un pas înainte. Și dar iată că atunci când au venit... Așa acum vă povestește cum spunea și doamna Elmira, Ștefan a ajuns pe la sfârșitul semestrului întâi, era oarecum... derutat. Eram derutat de orarul nou al facultății și am ajuns pe la sfârșitul semestrului întâi. Am cunoscut-o pe doamna Elmira și de aici încolo am scris, să zicem, o poveste muzicală foarte frumoasă. Am început să avem foarte multe ieșiri în Craiova. Am fost la multe spectacole la Muzeul de Artă. Spune-ne de primul, pentru că aici mi se pare mie punctul maxim în viața unui viitor artist. Și cred că e cel care rămâne impregnat acolo în memorie pentru toată viața. Acele sentimente pe care tu le-ai încercat în momentul în care, iată, ai cântat pentru prima oară în public și organizat și de specialitate. Bine, Ștefan venea deja, o să vă spună el exact la ce Bine. Concurs a fost, adică nu era lipsit de experiență. Uh-huh, uh-huh. Nu era prima ieșire pe care o avea în public. În anul 2015 am participat la concursul X Factor. A fost o experiență foarte frumoasă. N-am ajuns în acele bootcamp-uri. Am trecut practic de prima etapă. Dar cred că nu ai renunțat. Sper acest lucru. Nu am renunțat. După cum vedeți, încă suntem pe plan muzical. După cum spuneam, a fost o experiență foarte frumoasă. Am învățat ce înseamnă camerele de filmat.
M-am confruntat cu niște emoții fantastice, fiindcă țin să spun că pentru orice artist, atunci când ajunge să-și prezinte actul muzical, e o întreagă bătălie în interiorul nostru, o bătălie care, până la urmă, noi o învingem, ieșim învingători, deoarece ajungem, prima oară când intrăm pe scenă, avem acele sentimente, suntem emotivi, ne gândim dacă vom fi plăcuți de oameni, dacă muzica noastră va fi plăcută. Pe parcurs, când vedem că oamenii sunt receptivi și le place până la urmă muzica noastră și cel mai important în asta, cred că sunt trăirile noastre. Povestea despre care vorbeam. Povestea care noastră. Care vii cu o poveste și crezi în ea, nu prea mai ai timp să gândești oare o să am succes, oare o să mă înving emoțiile. Și povestea te duce înainte. Absolut. Și atunci vedem că suntem oarecum congruenți cu publicul și asta se dezvoltă, nu știu, fiind pe scenă acolo, deja încep să porți un război, dar un război foarte plăcut, fiindcă vezi feedback-uri pozitive din partea publicului și atunci încerci oarecum să fie și mai să fie punctul culminant, practic. Încerci un debut, ca să zic așa, în alte cuvinte. Și țin să mulțumesc foarte mult doamnei Ivona și doamnei Elmira pentru contribuție. Pentru mine a avut un rol benefic în viața mea muzicală. Foarte benefic. Și sesiunea a trecut. Exact. Dacă mi-e permisă această glumă. Doamna profesor, aș vrea să vă întreb despre pregătirea care are loc înainte de o apariție publică și de rolul extraordinar pe care îl aveți în pregătirea lor psihologică, de care vorbeam și în prima parte, despre acele bariere care țin de trac, de sentimente de brusc, de blocaj. În primul rând, toate concertele sunt pregătite din timp. Nu sunt adepta concertelor hei-rup, deci pornim măcar cu 2-3 luni înainte. Și acest lucru cred că ajută enorm, pentru că se așează piesele, se așează povestea, deci ei au timp să asimileze totul. Sincer, să fiu, întotdeauna am avut senzația că construim și nu am avut înainte de concerte emoții foarte mari sau căderi nervoase, sau, adică totul a mers în crescendo și în mod firesc spre scenă. Deci nu pot să spun că fac ceva special. Dar ați întâlnit pe parcursul carierei didactice tineri talentați de altfel, dar care să nu reușească să treacă da, de acest prag psihologic? Da, care se autosabotau, da. Am întâlnit. Și pur și simplu i-am lăsat să aleagă. Dacă nu au dorit, nu s-au simțit pregătiți pentru acel concert, i-am lăsat să încerce la următorul. Nu ne-am forțat. Nu are niciun rost. Psihicul contribuie foarte mult. Da. Este pur și simplu un proces interior pe care nu-l poți grăbi. Da, Ștefan, te rugăm să-ți continui ideea. Da, spuneam că psihicul face diferență pentru un artist, deoarece trebuie să ne controlăm oarecum emoțiile. Acestea pe scenă devin constructive. Da, auzim adesea asta. Exact, termenul de emoții constructive e întâlnit peste tot. Da, sunt constructive, fiindcă atunci când oamenii ajung să simtă trăirile tale și trebuie să te simtă pe tine sincer acolo, să nu încerci să oarecum să duci de nas publicul, nici pe departe. Trebuie să-ți afișezi trăirile sincere, așa cum sunt ele, așa cum pasiunea ta se îndreaptă către muzică și în felul ăsta, cel puțin pentru mine, pot să spun că cam asta e strategia mea, dacă mă întrebați, pentru ieșirile muzicale pe care le-am avut pe parcursul drumului. Doamna profesor, care sunt condițiile, iată, pentru cei care aspiră la urma o carieră în muzică? Care sunt condițiile de admitere la departamentul de muzică? Vă referiți acum la secția canto. La secția, este exact, pe care... O probă de specialitate, un mini recital.
Sunt și probe de teorie muzicală. Cam atâta, cred. Deci sunt cu tot vreo 3 probe. Dar vreau să vă rog, apropo de ce spuneam mai devreme și de atmosfera de familie, poate ar fi interesant să-i cereți și lui Ștefan un punct de vedere, apropo de ambianță și de... Sigur, Ștefan. De importanța acestui lucru. În ultima perioadă, de fapt, cred că din anul întâi am început la Casa de Cultură Traian Demetrescu, unde ne desfășurăm activitățile muzicale. În acea clădire nu simțim că venim la facultate, la să zic așa, la școală, la termenul ăla de școală. Cu încărcătura da? E specifică. Nu știu, simțim o chemare. Pentru mine cel puțin e o chemare când vin acolo. Cadrul este plin de tablouri care ne inspiră, fiindcă trebuie să existe și un cadru inspirațional. Și după cum spuneam, chiar nu există termenul de facultate, acela de dus la facultate, memorat cursuri, pur și simplu ne împărtășim păreri. Sunt bucuros din acest punct de vedere, fiindcă fac parte dintr-un grup deschis și țin să le mulțumesc pe această cale. Un grup cu care împărtășesc idei și ei împărtășesc cu mine și ne înțelegem foarte bine. În rândul colegilor tăi ai și colegi care au provenit din licee nu neapărat vocaționale, de la filieră, nu știu, de filologie, de științe ale naturii. Cred că există. Colegi. Dar dacă facem, repet, dacă treaba asta este dusă, să folosesc așa un termen, la pasiunea extremă, cred că nu mai contează de unde vii până la urmă. Doar să arunci această pasiune care trebuie să existe în fiecare dintre noi și pe care noi o descoperim în acest grup cu care am tot ținut spectacole și sperăm ca pe viitor să funcționăm împreună. Că acum vorbeam că eu am ajuns la sfârșitul semestrului întâi și spuneam, doamna Elmira, acum am putea să recuperăm, că deja mă gândesc la anul 4 și mă gândesc că într-un final ne vom despărți de aceste clipe intense și oarecum mă gândesc cum o să recuperăm, sau cel puțin pentru mine, să recuperăm acest semestru pe care l-am terminat. Probabil o să continui cu studiile de master și studiile doctorale. Facem o derogare, da. Să sperăm. Așadar, sunt 4 ani de studiu la departamentul de muzică. Da, la interpretare muzicală și canto și instrumente sunt 4 ani. Unde vă vedem? Pentru că deja cred că ne-ați făcut pe foarte mulți dintre noi curios să vă și vedem. Comunitatea, publicul larg, are ocazia să vină și să vă vadă studenții? Ne vom anunța următoarele concerte din timp, cu o lună, două înainte. Vor fi sigur și în primăvară și în vară. Ne-am apucat deja de următoarele proiecte. Deci ne-a pregătit surpriză, trebuie să fim atenți pe ceea ce se întâmplă la Departamentul de Artă. Eu acum, în numele meu și al colegilor mei, sperăm că ne veți primi așa la o repetiție de-a dumneavoastră. Cu drag, vă așteptăm. Cu drag. Toate cele bune vă doresc, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumim și noi foarte mult. Toate cele bune și dumneavoastră. La revedere.